3, 2, 1. Și-a plecat în viață. Bine v-am găsit, dragilor. Să vă auz, unde sunteți? Până nu spuneți voi ceva, nu spun nicio ceva, pentru că sunt binevenit numărul 1, ochiul ăla ca ochiul lui Saruman. Ia uite-vă, sunt plină de găuri, asta vreau să vă arăt. Paula, binevenit! Stați așa, să dau drumul la o muzică. Sunt distrusă. Sunt bătrân și bonlavă. Coro, Laura, Despina și Iona Popa, bine ați venit. Mi-e frig din nu mai poci. Am zis că-s mahmură de acum 2 zile, dar nu, sunt bonlavă ca la carte. Dacă mi se duce nasul, vocea sau alte sau mintea până la sfârșitul acestei transmisiuni, vă rog și pe voi să uitați, vă faceți că n-a existat și așa mai departe. Trebuie să vă arăt două lucruri. În primul rând, sunt plin de găuri pe mâneca stângă. Dacă vedeți ploverii de ale mele, întotdeauna am găuri pe mâneca stângă de la brățări. Așa se știe ale mele. Cătălina Cati, binevenit, Doința Ursu, binevenit. Helblau, binevenit. E cu verde. Hai! 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 Unde sunteți? Mamă, dacă mă vezi, să nu te îngrijorezi, are ce să-mi dea o cană cu apă, cum zice mama, Anca Dumitriu, sau o cană cu ceai. Dar toți cheamă că sunt bătrân și bonlavă, așa că astăzi mă vedeți o naturel plină de bube și ia că așa. N-am mai vorbit de foarte multă vreme despre ce s-a întâmplat în lumea asta. Și am vrut azi să fac așa o retrospectivă. Cam de când n-am mai vorbit despre ce s-a întâmplat în lume până azi, numai că dau numai de pustietăți, numai de nenorociri, numai de alte, nu le mai spun pe nume ucigăi toaca, astfel încât a fost cam greu să aleg așa dintre noutăți. Dar s-au întâmplat și niște lucruri bune pe care le-am selecționat. Pardon, scuzați. Ca să vă pot povesti despre ele. Unele sunt mai interesante, altele mai puțin interesante, dar vom vorbi astăzi despre, tantarara, vă zic de la început ca la conferință, despre niște lucruri pe frumoase pe care le-a făcut Nike din seria Vrem o țară ca afară, despre faptul cum i-am găsit sufletul pereche și este islandeză și bătrână, despre faptul că cineva a învățat un calculator să-mi plătească. E mișto treaba ta. Despre narcisism, vom vorbi despre ce înseamnă clinic narcisismul, nu despre cum îl folosim noi în conversațiile de zi cu zi, dar ceea ce înseamnă el clinic, pentru că am avut de-a face cu un caz clasic, patologic, clasic. Adică, cum să zic, nu știu dacă e diagnosticat, dar în orice caz este ca la carte. Și vreau să vă învăț și pe voi să recunoașteți aceste persoane care sunt foarte toxice în viața de zi cu zi, în caz că vă ajută. Deci vom vorbi despre narcisism. Și după aia să leasă cu mânjeală, dar nu în felul de data trecută, ci ca să vă arăt. La ce m-am gândit eu de 2 zile, nu pot să mă gândesc decât la cât de țăcănite sunt poveștile copilăriei noastre. Probabil că mulți dintre voi v-ați mai gândit la treaba asta, dar dacă nu, am să vă explic eu de ce poveștile copilăriei noastre sunt traumatizante. Ne-au zăpăcit, ne-au stricat la creieri. Au creat foarte multe cazuri patologice de toate neamurile. În relația asta cauzală nu mă bag, că nu știu foarte multe. Dar am să vă povestesc toate aceste lucruri dacă nu mor. Înțelegeți? În următoarea perioadă de timp. Nici nu fac get ready with me, nu mă tencuiesc, nu mă nimic. Vă uitați la mine așa cum sunt acum, iar dacă muzica este prea tare, că iarăși avem Radio Berkeley, așa, să-mi ziceți și rezolvăm. Helblau, Academiciu, Cornelia Bărlează, Carmen Pohrib, Maria Bella, Raluca Boza, Claudia Bercea, toată lumea, bine ați venit. Nu vă văd niciun comentariu, ca să știu. Văd numai că ați intrat. Chiar nu zice nimeni nimic sau iar mi s-a stricat ceva de pe la Facebook. Să-mi spuneți. Mă duc în altă parte. Pot văd comentariile în altă parte. Credeți? Statuleac. E ca așa.
Artificial, nu vreau cu artificial face. Așa. Deci, vă am spus de la început că la conferință despre ce o să vorbim noi astăzi. Dacă avem timp și dacă nu mor întâi. Bun, mai departe. Stați, vedem că nu vă văd comentariile, este foarte trist. Nu știu ce se întâmplă, Facebook ne boicotează, s-ar putea. Sau s-ar putea să fie în capul meu, că doar nu are treabă Facebook-ul Toma Comini să mă găsească Toma Pimini. Să sperăm. A, iaca! Ba da, cred că Facebook-ul chiar are treabă numai cu mine. Că iaca? În altă ordine și altă fereastră, văd comentariile în altă parte. Nu. Bun. Și este nervos. Ionuț Cileanu, ești supărat sau s-a nimerit din grăjală? Că dacă ești supărat, încercăm să te dezsupărăm. Dacă nu putem, asta e. Roxana Preda, bine ai venit, Anca Sandu, Claudia Berciu, Bercea, asta e de la mine, Mirela Carina. Bine ați venit, dragilor. Bun. Ia să vedem. Deși nu văd acum comentariile, toți mama ta de comentarii, de fereastră, de ce se întâmplă? Nu știu. Dar suntem mulți. Așa că să purgem. Vorbim despre lucruri frumoase care s-au întâmplat în săptămâna asta. Ia să văd. Comentariile, toți mama ta de comentarii, de fereastră, de ce se întâmplă? Gata. Nu știu. Dar să pun și volum. Așa că să purgem. Vorbim. Bang. Gata. Am deschis altă fereastră de Ana Nicolau, Olga Vedescu, Gabriela Gabriela, Alexandra Murteanu, Patricia, Anca Vitelii. Sunteți mulți, da, văz, mulți, mulți, Teslevici, Bianca Wolf, Lucian Sădanu, Despina Rogana și alți 16 au intrat. Bun, v-am povestit la început despre ce o să vă povestesc de acum încolo. Dacă mor, stați cu mine, am prins o lumânare, vieți oraș pic, că știți voi ce-mi place mie. Dacă nu mor, fiți îngăduitori. Da, pentru că sunt bătrână și bătrân lavă astăzi. Din seara vrem o țară ca afară. Ce s-a întâmplat? Am văzut o treabă unde Nike, care este o firmă care mi-e îmi place, deși sunt comercial, deși sunt capitaliști, deși își fac pantofilor în China și așa mai departe. Am văzut un video în care Nike a hotărât să încheie un contract de reprezentare profesionist, știți voi cum fac contracte cu diversi atleți, diversi sportivi din toate părțile, cu o persoană care are cerebral palsy. Nu știu cum îi zice în română cerebral palsy, în America e destul de frecventă treaba asta și cred că și peste tot în lume. Este o condiție care se întâmplă din cauza unor afecțiuni ale creierului care se întâmplă în timpul sarcinii sau la naștere. Dacă doctorul ăla e tâmpit sau îi bat și strânge o leacă mai tare, îi strică lor la creierul sau îl lasă prea mult pe canal sau na, se întâmplă tot felul de doamne ferește, de nefăcute. Ei, dacă asta este dacă se întâmplă niște bube din astea în timpul nașterii sau imediat înainte, asta afectează creierul și se manifestă afecțiunea asta la nivelul musculaturii în general, adică dificultăți de mișcare, tonus muscular ciudat, ori prea rigid, ori ca o plăcintă, deci mușchii sunt ori prea tari, ori prea moi, postură, afectează o grămadă de chestii, dar în general la nivelul aparatului locomotor, adică e legat de mușchi. Asta poate să fie și, cum să zic, manifestată la nivelul înghițitului, clipitului. Poate să mai multe gradiente așa, la cât poate fi de afectată o persoană care are cerebral palsy. În America e destul de prevalentă. Iar spuneam că s-ar putea să fie la fel și în rest, numai că în rest nu le dai drumul pe stradă chipurile, îi ascunzi, știți voi, că e rușine să ai un copil din ăsta care nu-i întreg sau care nu-i în porțiunea de ceea ce înseamnă tipic, da? Din păcate, din punctul meu de vedere, pentru că sunt oameni la fel ca noi și pentru că ei sunt acasă, săracii. Majoritatea sunt la fel ca noi, gândesc la fel ca noi, simt la fel ca noi, au capacități intelectuale absolut tipice, în normal, numai că nu și le poți manifesta normal. Merg greu, vorbesc greu,
bălesc în ghid greu, v-am zis, din cauza tonusului muscular afectat. Ei, este un nenui care îl cheamă Justin Gallegos, trăiește în America, și care nu vorbește ușor, nu mănâncă ușor, dar fugi dirupi. Deci fugi dirupi. Cum poate el așa? Dacă îl vezi de la spate, îți dai seama că ceva e în neregulă, pentru că are mișcări foarte ciudate. Numai că omul ăsta fugi. S-a gândit că dacă asta pot, asta vreau să fac. Vrea să doboare recordul pentru semimaraton și să coboare sub 2 ore. Deci nu știu care e limita la semimaraton. Asta țin minte că am citit despre el. Și foarte pozitiv așa în general. E un tip foarte bonom, foarte jovial, foarte așa. Ei, Nike nu știe cum, că Nike are tot felul de scouteri din ăștia care se duc să afle despre persoane speciale și s-a hotărât ca în panoplia lor de atleți de performanță să-l includă și pe Justin și s-au prezentat la o cursă de-a lui cu un contract. Nu vrei tu să fii atlet profesionist care să reprezinți Nike? Bineînțeles că a început să plângă, că îți dai seama, te plătești, unul îți faci, faci deja, clar. Îmi se pare un exemplu foarte concret și foarte corect și foarte frumos de situații în care efortul este răsplătit. Pentru că la urmă, eu am mai vorbit despre treaba asta. Nu suntem toți egali. Fiecare face cât poate. Dar dacă fiecare face cât poate și nu mai puțin, lumea asta ar fi o leagă mai bună. Pune osul, știți voi ce zic eu. Da? Dacă fiecare pe bucățica lui face ce știe mai bine și cât poate de bine, fai, ar fi parfum. Bianca, Raluca Popa, Denisa Ursu, coșgarul Loredana de Spina. Iarăși nu vă văd comentariile. Ce se întâmplă, băieților? Ce se întâmplă? Ziceți-mi mie ceva, vă rog frumos, Lucia Țăran, bine ai venit. Ziceți-mi mie ceva că nu vă văz comentariile. Nici partea asta la altă cotă mai puțin. Aici văd numai cine a intrat. Ceva se întâmplă cu Facebook și nu ne place. Ana Stoian, bine ai venit. Deci asta s-a întâmplat. Nike-ul i-a făcut lui ăsta un contract de sportiv profesionist, cu toate că, sau poate datorită faptului că are cerebral palsy, care încă nu știu cum se cheamă în română. Dacă cineva știe cum se cheamă în română, să-mi spuneți și mie. Ceva cu tetraplegic, ceva plegic. Că tetraplegic înseamnă toate funcțiile sunt închise, dar ceva cu plegie. Îmi imaginez, nu știu. Oricum, asta e o chestie foarte frumoasă. Aplauze pentru Nike, care v-am zis, o fi el capitalist și o fi făcând el pantofi în China, dar mai face și lucruri bune. Și asta e. Elena Petruța, bine ai venit. Tot din seria vrem o țară ca afară. O chestie care mi-a plăcut foarte tare, pentru că e una din aia care nu are scop. Cam cum e arta. Arta nu are scop decât dacă artistul este foarte egoist și foarte egocentric și foarte ușor. Dar, în general, arta nu prea are scop. Lucrurile alea făcute de dragul de a le face, fără să știi ce ajunge în partea cealaltă. Stați, mi-a o gură de ceva că mă usuc și zbă bătrân și zbă bon lavă și tot mi-e frig. Se cheamă Skynet. What auntie? O cheamă Janelle Shane. Ei, tantea asta e umorist, așa spune ea ei, da? Și de obicei se dobândește și ea inspirația din diverse chestii, rețele neurale. Rețelele astea neurale, imaginați-vă că sunt o manifestare infrastructurală, așa, într-un calculator, a cam cum funcționează creierul nostru. Adică sunt niște noduli informativi care participă cu toții cu mai multe modele de învățare la ceva. Asta e inteligența artificială, învățare artificială mai degrabă. Ei, ea e specialist în rețele neurale, dar este și umorist. Și îi pune pe ăștia neuralii ăștia ca o armată de soldăței care gândesc pentru ea și care învață pentru ea și după aia joacă între ei, practic. Da? Într-o cutie de carton acolo, dă drumul la toți, mă rog, metaforic vorbim. Și le bagă tot felul de reguli și după aia îi lasă să învețe chestii și după aia să genereze treburi noi. De pildă, i-a pus să inventeze rețeaua asta neurală care joacă ea, i-a pus-o să inventeze costumii de Halloween. Și avem aia cu chestii gen copac panchist, monstru de discotecă, din astea așa.
După aia a pus rețeaua asta să inventeze culori. Le-a explicat ce înseamnă o culoare, le-a dat exemplu de culori și a pus să inventeze alte culori și nume pentru culorile respective. Iar ea, rețeaua asta, a inventat chestii gen verde scuipat, roșu bășin, da, așa, sau care preferata mea, crem taur. Anyway, deci toate astea joacă cu rețele neurale și la un moment dat i-a venit ideea așa, ca te fost un bine, care îmi poviu. Alina Petruța, voi intrați și știți, nu știu care treaba. Iarăși nu vă văd comentariile când nu vi le văd. Mai deschidem o dată, vă rog să vă iertați. Ceva se întâmplă, Facebook-ul, dacă voi știți despre ce vorba, vă rog să spuneți și mie, că iaca, da, este live now, dar nu văd comentariile. Pardon, scuzați, o secundă. Așa, tantea asta, ia venit eu ideea așa, să ia rețeaua asta neurală și să o învețe diferite reguli din plesit. Adică știți cum, înveți la împletit la lucru manual. Dai cu ochiul, faci o capă, dai la o gaură, pid, față, pid, dos, două în stânga, trei la dreapta, elastic din astea. Nu știu eu, știu să împletesc o leacă, dar nu sunt mare maestru. Așa. Tereza, bine mea, că te apare lungi. Bine venit, Tereza, la trebuia, Elena Petruse. Bine ați venit, dragilor. Așa, nu? Mai încercăm o dată, click for more. Tereza, bine mea, că te apare lungi. De fiecare dată când am. Bine. Așa, de fiecare dată se întâmplă tot treabă. Bună, bună, bună seara, îmbrăcată în șofran. E, mai mult dezbrăcată că mortica din frig. De la Giurgiu, acum vă văd comentariile, bineînțeles, suntem cu tine și vă auziți, galbe, gătuie, dușeva. Telefonul pe chivetă lângă o imensă zoală cu zacuscă, care e cu ghebe, mai zăpăcit. Ciupercile sunt porcul meu favorit. Fă focul, da. Asta! Cred că iar s-au oprit comentariile. Băi, deci este ceva, ceva ce se întâmplă, Cătălina Cati. Ce se întâmplă? Nu știm! Mai încerc o dată și o iau de la capăt, vă rog să mă iertați. Vreau și eu totuși să văd când povestim, nu? Doar nu... Hai cu comentariile, hai acum și mă duc, hai acum cum e trei. Bun, ei, tantea ta i-a învățat pe nodulii ăia din rețeaua neurală vreo 500 de reguli, dă-mi plătit, da? După care s-a uitat la ei așa și le-a zis, hai copii, băgați! Băgați mare, și inventați voi niște rețete noi din pletit. Cam cum ai modele de ploveri, modele de crăvăți, modele de, nu știu, crăvăți, nu crăvăți, eșarfe, chestii pe care le împletești cu model de căciulă. Le-a zis la ăștia să inventeze modele noi. Da. După care s-a dus la un forum de împletitori, că în America sunt forumuri pentru orice, v-am zis eu, v-am mai povestit treaba ta, s-a dus la forumuri de împletitori și le-a zis, nu vă supărați, nu vreți să vă jucați cu rețeaua mea neurală, că ia că eu încerc să învăț modele de împletit, dar eu nu știu să împletesc și aia îmi dă rețete noi sau modele noi, numai că eu nu știu să le execut, nu vreți voi? Și i-a zis, ba da, cum să nu? Deci funcționează cam așa. Ăia i-au explicat încă și mai multe modele de diverse și reguli l-am plătit. Asta le-a băgat toate în rețea. Ea a apăsat pe butonul la rețea și i-a zis să genereze modele noi. După care le dă modelele la ăștia și ea povestește așa. Zic, fraților, după ce am învățat 500 de instrucțiuni pe această rețea neurală pe care o cheamă Skynet, i-am dat comanda să genereze instrucțiuni noi, au ieșit rețetele. După care le-am dat înapoi la forumiști să se apuce ea de împletit. Vedem ce iese din imaginația acestei rețele neurale. Și că eu mă uit ca pupăza în lemne că nu înțeleg nica. Iar ăștia se uită la rețete, la modele și zic, n-am văzut niciodată o chestie atât. Ce chestie abuzantă, nici nu o să-ți vine să crezi. Și eu nu înțeleg nimic. Și acum ca să vă explic de ce nu înțelege ea nimic, nici eu nu înțeleg. M-am uitat la un model din ăsta, arată vorba cuiva, ca măța în hierarie. Adică, ați văzut vreodată o măță în hierarie? Nu, că la mății nu le plac zgomotele tari. Deci ca măța în hierarie, când vezi pe la desene animatic explodează măța și face
Așa? Deci cam așa arată și aceste modele, n-am nicio legătură cu ce văd, dar vă citesc. Unul dintre modele se numește fish cock, pentru cei care nu vorbesc engleză, pluă de pește. Rândul 1. RS, nu știu ce înseamnă. Steluță K3, virgulă, K2 tog, virgulă, paranteză io de două ori, SSK, virgulă, repetați from steluță până la ultimul ST, virgulă, K1. N-ați înțeles? Nu nimic, mai citiți și rândul 2, poate vă prindeți a doua oară. Iar nu vă comentez. ST, virgulă, K1. Bang. N-ați înțeles? Pic, bă, știu și rândul 2, poate vă prindeți a doua oară. Vai, ce-mi place să mă aud pe mine, din nu vă dați seama. Ce aia vreau pe mine? Mi-e frig, sunt bătrân și bon lavă. Bună seara! Da. See first. Default. Mă doi că... Aici nici nu vrea, nu înțeleg, nu vrea. Mai oameni buni, Nica, deci nu poți vă citesc comentariile decât dacă redeschid această fereastră de 100 de ori și de fiecare dată când o redeschid, să oprești comentariile, deci nu poți citesc decât comentariile dinainte și mai intra până atunci. Păi trebuie să o închid, iar să o deschid, iar să o închid, iar să o deschid. Oraș la gară, vă rog să mă iertați, dacă nu vă răspund direct la comentarii, este pentru căci nu poți. Nu mă lasă, nu vrea. 50 comentarii, deci fie de. Și eu nu pot să le citesc, că nu vrea. Bun. Numărul 2 sau rândul 2. PL, virgulă, steluță P2 tog, virgulă, io, virgulă P2, virgulă, repetați de la steluță până la K1. N-ați înțeles? Mai citim un rând. Poate de data asta chiar vă intră, că poate înțelegeți vă ceva. Steluță, paranteză, P1, virgulă, K1, închide paranteza, de două ori, virgulă, repetați de la steluță până la P1. Deci cam așa arată aceste rețele, modele din pletitură. Pentru că rețeaua asta, neural, despre că vă vezesc, ea înțelege numele ochilor. Că e ochi pe dos, pe față, nu știu ce, dublu și așa mai departe, dar nu știi ce înseamnă. Astfel încât când scuipă din nou modele, nu ține cont că pe primul rând ți-o dat model pentru 30 de ochi și pe al doilea pentru 23. Astfel încât ăsta care îmi plătește din forum, nu știi ce trebuie să iasă. Că trebuie să iasă caracatiță sau trebuie să iasă pluă de pește, iaca, s-o trezează, e șarpă, s-o așa, nu înțelege. El face acolo și când nu se potrivește, începe să râdă. De-aia râdeau oamenii că ei știu să citească instrucțiunile astea și cât anti, vorba ei, se uita ca popoza în lemne, fără să-și dea seama despre ce e vorba. În orice caz, această rețea neurală numită Skynet, împreună cu formul din pletitori, cum se cheamă? Unravel? Nu. Cum se cheamă? Stai. Ravelry. Așa. Au pornit împreună acest proiect care generează distracție automată, că vă dați seama de la instrucțiunile astea care sunt foarte căcăcioase așa, toată lumea din lumea asta care vrea să participe la proiect se apucă și împletește niște arătări. Nu poți să-l folosești la nimic, așa, ca un proiect de la Combinatul Fotului Plastic cu care nu poți să faci nimic. Înțelegi? Cam așa ceva. Viorica Bărboi, Mariana Moraru, Cătălina Păialungi, Burghera Mădălina. Voi intrați, ieșiți, intrați, ieșiți. Să-mi spuneți și mie dacă mai funcționează Facebook-ul. Că nu înțeleg, deci nu poți. Bun. Deci asta este cu ploa de pește și cu calculator care am văzut să pledească. Eu m-am distrat foarte tare, dar s-ar putea să fie pentru că am o leacă de delir acum, de la febră. Mă iertați. Mi se pare foarte amuzant treaba asta și îmi place ideea că niște oameni își dedică din timpul lor ca să facă o chestie care nu folosește la nimic. La nimic, la nimic, la nimic. Doar așa, dragă comunități. E mare lucru. Este mare, mare lucru. Vă spuneam la început ca să vă povestesc foarte pe scurt așa despre cum mi-am găsit eu nasul, sufletul pereche sau nasul pereche. Bine, tante, asta este mult peste abilitățile mele, dar așa mi-e drag de ea, pentru că e o băbuță foarte, foarte interesantă. O cheamă Cicel Tolas, pentru că sunt mulți de A în numele ei.
Se sunt olaas asta, este jumătate norvegiancă, jumătate islandeză. Pereche, sau nu pereche. Ca să vă Bine, văd și tanta asta comentariile. este mult peste. Așa. Le citesc după aia. Schimbă firma de internet. Da, o schimb. Vine pe 13 noiembrie, că nu mai poți. Hai cu tricotatul, da. Cu mizeria pământului. Nu, să bătrân și bobon, lavă și bătrân și mi-e frig. Sărmâna. Vă rog să mă iertați că tot intru și ies pe altă, așa, și mă auziți de două ori. Așa, bună seara tuturor. Cornelia și Anca Stella. Ce se întâmplă? Nu știu ce se întâmplă, că Facebook-ul pică. Asta se întâmplă. Facebook-ul pică și eu sunt bonlavă și mi-e frig. Atât. Nimic deosebit. Bun. Back. Live. Back. Nu mai știu. Asta e. Se comportă foarte ciudat Facebook-ul ăsta. Schimbăm internetul. Așa. Bun. Te spuneam de tante asta pe care o cheamă Sisel Tolas, care este o bătrânică foarte ridată, așa, dar foarte senină, jumătate norvegiancă, jumătate islandeză. De azi, poate n-ar trebui să zic bătrânică, că e cât calul, că și cât malul. Eco! Așa. Care este colecționar de mirosuri. Ea este și antropolog, este și arheolog, este și chimist amator, așa, din când în când, și se ocupă din când în când cu proiecte care îi permit ei paracetamol, ne-ai bă cu ghimbirul, dar mă doare toate, mă doare și când vorbesc. Așa, îi permite ei acestei tănți, care este și la pensie, cred că nu din asta își face banii, să colecționeze mirosul unui oraș. Deci aștept asta de toată viața mea, pentru că mi-e rar mi-e dor de oameni. Eu de obicei sunt apropiată de oameni. Mi-e foarte ușor să ridic telefonul și cu cei cu care am vorbit în direct dintre voi știți. Dă-ți te văd la ochi că îmi trece dorul, îmi acopăr nevoile. Dacă ne vorba de locuri, cred că mirosul este primul lucru pe care încerc să-l păstrez când merg undeva și tante asta încearcă să facă. Să se ducă din oraș în oraș. Sărna. Să se ducă din oraș în oraș. Să simtă mirosul orașului respectiv și să încerce să-l replice chimic și să-l îmbuteleze acolo, astfel încât să poată ori să-și aducă aminte, ori să dea la alții și să zică, uite, așa miroase cutăriți. Și ultima incursiune este în Detroit, unde de fiecare dată când aterizează undeva, oamenii care o cunosc, umblă după ea așa ca anturajul reginei, știți? Ei nu prea îi place publicitatea, nu are treabă cu televiziune, nu prea dă interviuri, nu face nimic de genul ăsta. Dar pe unde apare, apare și anturajul după ea, pentru că e foarte interesantă și tantea asta, la fel ca mine, vede un rahat, bag nasul. Înțelegeți? Miroase ciment, miroase vărării, dărâmături, ruginituri, smoală, lemne putrede și prinde dintr-un oraș cauciuc grase, miroase, cojuri de gunoi, ca fix ca mine. Deci prietenii mei au o poveste și își aduc aminte des de ea. De cum la un moment dat unul dintre ei a întins mâna să mă ajute să mă ridic sau ceva, nu știu ce, iar eu în loc să eu iau și să mă scol ca orice alt normal, m-am plecat frumos și am mirosit-o. Înțelegeți? Cam așa ceva. Deci, tatea asta, Sisel, este fix pe sufletul meu, probabil că mult mai avansată decât mine, la orice înseamnă mirosit sau năsuit. Dar v-am zis despre ea ca să înțelegeți despre ce e vorba. Vede ca vorba, m-a scris Mona Lisa Alina Cazacu, bine ați venit. Și Gherghina Popescu. Da, îi dau și cu vinul roșu, să vedem. Da, deci cam așa. Cu tantea asta, dacă vreți să o căutați, este foarte interesantă. Din nou, o cheamă Sisel Tolas, cu mulți de A. Așa te-am învățat eu, da. Asta e mama care mă face spurcată întreg. Deci, fiți atenți, în și hal, așa mă crești. Da. Bine. Ce face tantea asta cam are sens? Dacă stai să te gândești așa bine, poate voi nu știați. Noi pe zi inhalăm
De vreo 23.000 de ori, dacă sunteți mai mititei, de o leacă mai puțin, că cei ca, mai mici ca volum respiră mai des. De-aia o pasăre colibri face, ia ca așa, și un elefant face cam așa ceva. Ritmul cardiac, în funcție de volum, e diferit, da? Dar în medii, noi ca oameni așa, inhalăm, respirăm, practic, de 23.000 de ori pe zi, ceea ce este foarte mult. Imaginați-vă cât, cât pierdem noi, ce risipă dacă din 23.000 de inhalări, majoritatea nu simte niciun miros. Imaginați-vă, e foarte trist. Despre asta o să vorbim altă dată, pentru că pe mine m-a fascinat întotdeauna legătura între evoluția societății și ceea ce înseamnă mirosul. La un moment dat mirosul a devenit, cum se cheamă, un marker de clasă, după cum mai târziu, în zilele noastre, lipsa mirosului este marker de clasă. Ești mai avansat și mai aristocrat dacă nu miroși a nimic. Sau, ca să înseamnă, mă rog, astea sunt chestii despre care o să vorbim altă dată, pentru că e foarte mult de vorbit și nu mă duce mintea acum. Plus că mai am eu niște notiții, vreau să fac niște cercetări, dar vorbim și despre aia. Cum a evoluat mirosul și cum a fost el afectat de ceea ce înseamnă societatea? Când am început noi să nu mai mirosim a ceva. Bun, deci Siseltolas. Despre asta este vorba. Am citit foarte multe săptămâna asta despre gen și sexualitate, despre indienii americani, despre o grămadă de chestii despre care n-am reținut foarte multe detalii, pentru că ori știam despre ce e vorba, așa că n-am dat foarte multă atenție, ori nu s-a nimerit pe profil. Dar așa, ca să trecem la chestii serioase. Săptămâna asta am fost pus față în față încă o dată cu o situație în care a trebuit să am de-a face cu o persoană care, după părerea mea umilă, după ce am văzut foarte multe și am citit foarte multe și m-am confruntat oficial cu condiția asta, suferă de afecțiune narcisistică a personalității. Nu știu dacă asta e traducea în română, dar în engleză așa se cheamă, Narcissistic Personality Disorder. Ok? Și eu ar trebui să-mi ascult instinctele mai des, pentru că ele sunt bune. Am avut un schimb emoțional. Iaca, mirosuri toxici, bravo. Am avut un schimb emoțional cu această persoană acum multă vreme și mi-a lăsat starea aia de epuizare emoțională, așa ca și cum a venit unul și te-a subt. Dar am zis că poate mi s-a părut mie și că mai bine să mai dau o șansă. Am greșit. După cum am greșit și mai târziu când a trebuit să tratez cu această problemă, dar vreau să vă zic și vouă ce înseamnă afecțiune narcisistică a personalității, așa cum o vede Consiliul Medicilor Psihologi din America și așa cum o definește manualul de diagnostic psihodinamic, după care se iau psihologii profesioniști licențiați și psihiatrii din America. Adică nu inventezi niște chestii, la noi se folosește narcisismul ca termen foarte liberal mente așa. Ei, narcisismul este o boală patologică. Se pare că este jumate născută, deci genetic, și jumate formată foarte, foarte devreme în viață. Deci n-avem cum să o schimbăm dacă suferim de ea. Dar dacă aveți prin preajmă persoane de genul ăsta, vreau să vă ofer o listă de lucruri pe care puteți să le identificați, pentru că sunt toxice. Sunt foarte toxice aceste persoane, ok? Și din nou, astea nu le inventez eu, pot să vă dau link-ul dacă vreți. Unul este de la Clinica Mayo, care e printre cele mai revoluționare și mai cunoscute și mai respectate din America, iar celălalt este către revista Psychology Today, Psihologia Azi, cum ar veni, internațională, cu excerpte din Psychodynamic Diagnostic Manual. Deci manualul de diagnosticare psihodinamic de, cred că ultimul e de prin 2006, cam așa, odată la 10-15 ani se reface manualul. Dar după asta se ia toată lumea. Și vreau să, din nou, vreau să vă dau aceste semne ca să știți să recunoașteți persoane din jurul vostru și să înțelegeți și să, poate să le înțelegeți mai bine, dar și să vă puneți coada pe schinare și să plecați, dacă vedeți că începe tamtamul. Pentru că e o gaură fără fund. Din nou, astea nu se pot
vindeca, se poate face terapie, dar voi, ca persoane din afară, să știți să vă puteți proteja, măcar prin distanță, dacă nu prin altceva, da? Bun! Puteți vă luați notițe că eu nu mă supăr. Manualul diagnostic psihodinamic din Psychology Today, după care se iau psihologii și psihiatrii americani, zice așa, recunoașteți un narcisist clinic. Deci nu fără exagerare, clinic. Vorbim de cei cu diagnostic. Diagnosticabil după. Numărul 1. Au un sentiment grandios de autoimportanță. Folosesc emfază. Tot ce fac, modul în care se referă la ei înșiși este enfatic, este grandios, este spectaculos. Deci chestii de genul ăsta. 2. Sunt foarte preocupați. Spun preocupați pentru că în general 75% sunt bărbați. Există și femei cu narcisism clinic, patologic, dar majoritatea sunt bărbați, așa se numește. Așa e, statistic, din câte știm noi. 2. Sunt preocupați de fantezii despre succes nelimitat, despre putere, despre faimă strălucitoare, așa, despre frumusețe, despre iubire ideale. Sunt foarte preocupați de ideile astea foarte romantice și activează și manifestă toate acțiunile lor cam așa în registrul ăsta. Deci o obsesie cu chestiile romantice. Numărul 3. Cred că sunt special și unici și că nu pot fi înțeleși decât alții de rang înalt ori de instituții în măsură să-i înțeleagă. Deci sunt obsedați și un pic cu titlurile, da? Acum, toate astea sunt traduceri făcute de mine după lista oficială, care este în engleză. Pot să vă dau și link-ul. De fapt, cred că îl dau aici, dacă vă interesează. Ca să puteți și voi să citiți, poate voi înțelegeți altceva din asta. Dar traducerea și interpretarea mea cam asta e, după chestiile oficiale. Deci numărul 3, cred că sunt special și nu pot fi înțelegi decât alții care sunt la fel de special sau de instituții speciale făcute ca să-i înțeleagă pe ei, practic. 4. Au nevoie excesivă de admirație. Deci caut complimente în permanență, provoacă situații în care pot din nou să vorbească despre ei. Îți din aia care se duc să vorbească la ziua cuiva, înțelegeți? Țin un toast de pildă și zic, am să-i fiu recunoscătoare lui Xulescu. Zicem că e ziua lui Xulescu, da? Sau se mărită Xulescu, sau ies la pensie Xulescu. Și în loc să vorbească despre Xulescu, zice ceva de genul, am să-i fiu toată viața recunoscătoare lui Xulescu pentru că m-a învățat să fiu specială, pentru că m-a învățat ambiția, am moștenit de la ea spiritul critic. Înțelegeți? Deci vorbește despre Xulescu, despre el însuși. Sau ea însuși. Deci ăsta e numărul 4. Au nevoie excesivă de admirație. Vânează like-uri. Înțelegeți de ce nu i-ai dat lui și i-ai dat lui altul like-uri? Da, mea ce a avut. Cu tare în asta. 5. Sense of entitlement. Nu știu cum se traduce asta în română. Sentimentul că le se cuvine. Și ce au și ce ar trebui să aibă. Că le se cuvine. Adică nu, așa e scris. E din stele să aibă ei de toate. Și atenție și ce-o fi. Că le se cuvine. Atenție, le se cuvine banul, le se cuvine premiul, le se cuvine. Deci pare că ei merită tot. Numărul 6. Relațiile interpersonale sunt exploatative. Adică după ce. Da. Adică. Adică după ce vorbești cu ei sau ai introducțiune cu ei, ești epuizat, ești ca o plăcintă așa, emoțional. Și ăsta cred că pentru mine este primul semn. Când am o interacțiune cu un om care pică în găleata asta de patologie. Nu vorbesc despre o personalitate mai așa să mai invers. Am sentimentul aia că îți epuizat. Am avut o conversație și în permanență Marian Cicu, mai cheamă și narcisist acum. Asta e faza foarte frumoasă, că citind lista asta zici, vai, eu? Vai, eu? Înseamnă că sunt narcisist. Vai, sunt narcisist. Adevărul este că toți trecem prin faze în care manifestăm una sau mai multe din aceste chestii. Narcisiștii clinici le manifestă pe toate. Ori pe rând, ori din preunerea, dar tot timpul manifestă câte ceva. De aia sunt obositori, deci ești epuizat. Exact. Termin cu ei și ți se pare că fiecare cuvânt a fost scos cu forța sau fiecare cuvânt a trebuit justificat. Fiecare acțiune a ta, fiecare respirație pe care eu datorez lui. Este absolut epuizant. Deci ai terminat o interacțiune și ești plăcintă.
De ce în relațiile interpersonale sunt exploatativi, te pun la muncă, practic. Și după aia te fac să te simți că tu ei ți-au făcut o favoare, că ai muncit pentru ei. Pentru ei ca să, ori să interacționezi cu ei. E foarte obositor. Numărul 7. Disregard. Nu știu, n-am cuvânt exact în român pentru treaba asta, dar cred că desconsiderare și ignorare. Disregard. Nu bagă în seamă sentimentele celorlalți. Câteodată poate fi un simplu disconfort pe care ți-l creează, el vorbește, tu te-ai plictisit și vrei să pleci, dar el nu te bagă în seamă și nu schimbă conversația. Poate fi o chestie foarte simplă. Sau poate fi o chestie complicată. Te-a rănit, ți-a dat în cap, te-a furat, te-a păcălit, nu știu, ceva s-a întâmplat, tu ești rănit sau ești dezamăgit, o chestie gravă, o chestie mare. Sau ți-ai pierdut cățelul, ești foarte trist. Pe ei asta îi sâcâi, că îi întrerupe din a se gândi la ei. Deci tu îi deranjezi pe ei cu supărările tale, chiar dacă supărările tale nu sunt aplicate asupra lor. Pevelia și Roxana, vorbim despre cele 10 câte am. Da, 10 semne după care se diagnostichează narcisismul clinic. Și am ajuns la numărul 7, care sunt care spune că ei desconsideră ori ignoră sentimentele celorlalți, de la cele simple, care, pe care presupun nici nu le bag în seamă, la cele mai complicate, care îi sâcâie, că îi întrerupe din a se gândi la ei înși sau vorbi despre ei înși și așa mai departe. Numărul 8. Asta mi s-a părut interesantă. Mayo Clinic nu vorbește despre asta, dar Psychology Today și manualul diagnostic vorbește despre asta, de-aia am inclus-o. Ori invidiază ei tare pe alții. Bună, Clara, vorbim despre semnele clasice ale narcisismului patologic, așa cum este definit de Asociația Medicilor Psihologi din America. Numărul 8 este, ori invidiază ei foarte tare pe alții, ceea ce înseamnă că sunt permanent predispuși la comparații. Viața mea e mai frumoasă decât a ta, nu vorbi tu cu mine că tu n-ai statutul meu și așa mai departe. Deci comparați în permanență. Ori cred ei că sunt invidiați de alții, le spare că toată lumea se gândește la ei, invidiază, creează fixații. Le spare că noi toți, toată viața noastră, ăsta e scopul nostru, din cauza că invidiem, să ceva. Numărul 9. Asta mie mi s-a părut așa ușurică, că poate să aplici tuturor la un moment dat sau altul, este, au comportament și atitudini în general arogante, abuzive și nepoliticoase. Adică când ți-e lumea mai dragă, zice ceva care n-a nicio legătură cu contextul, îmi imaginez eu. Iar numărul 10 este inabilitatea de a procesa critica la adresa lor. Da. Există narcisism patologic, vă dau link-ul dacă vreți, vedeți cum este el definit. Vorbesc acum de cel psihiatric, deci patologic clinic, nu cum folosim noi narcisismul. Există o tulburare de personalitate care așa se cheamă. Inabilitate de a procesa critica la adresa lor. Deci poate să fie, le-ai făcut o corectură, de orice fel. Poate să fie, pur și simplu te ții tare pe poziție, ai zis ceva, ei încearcă să te convingă și tu îți menții părerea. Pentru ei asta este atac frontal. Gata, mânjeală! Înțelegeți? Deci astea sunt cele 10 și le mai zic o dată. Poate vă ajută, de-aia v-am zis. Când vedeți toate manifestările astea într-o singură persoană, întoarceți-vă și dați-vă înapoi așa ușor, ușor, ușor și ieșiți din scenă dacă puteți. Iar dacă nu, gândiți-vă la toate astea ca măcar să le înțelegeți mai bine pe la care le afișează. 1. Sentiment grandios de autoimportanță. Vorbesc despre ei în termeni din ăștia. Nu-i dispreț neapărat, că mai mult de-aia am zis, nu am găsit corespondent în română, disregard. E o combinație între un pic de dispreț, o ignorare, neimportanță, ceva. Combinații. Deci, numărul 1, sentiment grandios de autoimportanță. Când se descriu pe ei, vorbesc așa niște termeni grandioși, mari, spectaculoși și așa mai departe. 2. Sunt preocupați de fantezii despre succes nelimitat, despre putere, faimă, sunt obsedați cu chestiile frumoase, iubirea ideală, așa. Seamnă. 3. Cred că sunt speciali și unici și că nu pot fi înțeleși decât alții care sunt la fel sau mai speciali și mai unici sau de instituții speciale. De aia sunt preocupați cu titlurile, în general. Au nevoie excesivă de admirație și vânează complimente. Au un sentiment că li se cuvine tot.
Relațiile, 6. Relațiile interpersonale sunt exploatative, te epuizează, practic, în termeni de vorbi cu ei. 5. Desconsideră, ori ignoră, ori au un pic de dispreț față de sentimentele celorlalți, care îi cam sâcâie așa. Așa? Deci vorbim despre lipsă și lipsă de empatie. 8. Ori ei invidiază pe alții, ceea ce creează reacția asta de a compara, de a se compara și a se așeza în vârf tot timpul, ori cred ei că sunt invidiați de alții. Au mania asta, le pare că toată lumea are o fixație cu ei și că tot ce facem tragem o bășină pentru ei. Sau din cauza lor, sau datorită lor și așa mai departe. 9. Au comportamente și atitudini arogante, abuzive și nepoliticoase, ceea ce se aplică la toți. Asta, mă rog. Și numărul 10. Au o inabilitate de a procesa critica. De la corecturi simple până la fermitate în poziții, ei o iau ca pe un atac frontal. Încă 4 care nu sunt clinici, nu sunt folosite la diagnostic, dar confirmă, sunt ajustate maniacul depresiv și paranoicii. Nu, cu asta să știi că n-am avut de a face, n-am avut de a face jos. Din fericire, din noroc, nu știu. Următoarele 4 sunt: dacă îi contrazici, atacă, nu știu unde sunt cheii, limita intimității, îți scriu la toate orele din noapte, n-au niciun pic de simț, așa că ai și tu viața ta, că din asta. Da, sunt oameni foarte drăguți pentru că până le plici în plasă se comportă ireproșabil. Corect. 13. Proiectează pe alții ceea ce nu acceptă la ei. Ești o țoapă. Ești o, nu știu, ești o ceva. Ceva, nu știu. Exemplu. Sau din aia, eu sunt narcisist, tu ești narcisist. Cum face Trump, cam așa. Și 14 au insecurități, motiv pentru care ei trebuie neapărat în permanență să demonstreze cine sunt, ce pot, lauda de sine, realizările, eu am făcut, eu am dres, mă cheamă, pus cuvinte în gură, câteodată falsifică niște dovezi, trebuie să aibă ultimul cuvânt și așa mai departe. Toate manifestările astea. Mamă, deci sunt pline de găuri. Astea de la brățări mi se trag, ca să știți. Dacă vă vedeți așa, în general, sunt de la brățări, mi se agață. Deci astea sunt semnele narcisismului patologic. Ia să vă dau și link-ul dacă vreți. Uite așa. Și am vorbit despre el pentru că săptămâna asta am avut de-a face grav cu un caz clasic. Eu aș adăuga la toate chestiile astea încă o chestie. Se suprastimulează. Adică se autoalimentează așa, deci, genul clasic de țânțar armăsar, da? De la o chestie explodează. Au tendința de a se victimiza, tot public, altfel fără atenție nici nu poate. Și mai e treaba aia cu... Au tras o bășină să știe, domnule, că e a lor. Validarea asta în permanent, din aia care își semnează și hârtia igienică, da? S-a căcat pur semnătura. Deci, oricum, semnătura așa cu peniță, mai toarnă și, cum arată videourile astea acum pe Instagram, toarnă și ceara topită cu sigiliul lor, cu din astea. Deci, e grav. Recomandarea mea, sper că vă ajute toată lista asta, v-am trimis și link-ul aici, dacă urmăriți și vedeți toate aceste 10 manifestări într-o singură persoană, vă întoarceți așa frumos, puneți cafeaua jos și ușor, 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 așa, vă retrageți. Asta vă sfătuiesc, pentru că e greu. Bun, deci asta a fost cu cele 10 lucruri pe care 10 lucruri pe care le folosesc psihologii în America să diagnosticheze narcisismul patologic. Și acum, stând să mă gândesc eu la toate treburile astea, că v-am zis, am plăcut o grumă de chestii, am început să mă gândesc. De unde vine, domnule, toată treaba? Bine, de unde vine? Vine din copilărie, clar. Indiferent, dacă îl întreb eu unul, și domnule, care e problema ta, domnule? Ei, aia cu problema ta, da, este greu dacă ai un astfel de șef. De multe ori să știi că ajung șef, pentru că sunt motivați de această grandomanie, de această chestie. Și de multe ori ajung în vârf, pentru că asta vor, asta le place și așa mai departe. Mamă, ce găuream! Noemi, coafura durează. Ori am multe brățări, ori am multe moli. Deci, asta mi-a trebuit după purici. Nu, dar moli n-am cum să am. Nu trăiești nicio moli cu atâta parfum în casă. Bun, fugi!
Ia că n-am știut. Același sfat. L-am toată și-a răspunzit. Când întreabă unul, ce problema e, domnule? Care e, domnule, problema ta? Poți să zici așa, problema mea este bang, din copilărie. Indiferent ce probleme avem cu toții, emoționale, sunt de obicei din copilărie. Și acum vreau să vă povestesc o treabă. S-ar putea să vă stric impresiile și imaginile, dar vă rog să mă iertați. Am început să mă gândesc acum vreo două zile. Că asta face omul când e bolnav sau când e bat. Te gândești la copilărie și mi-am dat seama, dacă mai vorbiți și alții despre treaba asta, să spuneți, să mă opriți. Mi-am dat seama că poveștile copilăriei noastre, prevent Andreea, poveștile copilăriei noastre ne-au străcat la cap. Tare! Pentru că sunt pline de violență, sunt pline de... Mamă, niște chestii, dacă am trăit prin... Să nu zic prostii, că vă zic că vă explic imediat cum. Începem cu un pitic atât de mic făcea baie într-un ibric. Toate bune și frumoase, drăguți până acum. Pe săpuna alunecă și piticul se înnecă, adică nu putea și el să scape. Înțelegeți? Vai, vai, ce păcat că piticul s-a înnecat. După care toate continuă cum au început. Și copilul ăla n-are voie să fie traumatizat că s-a înnecat piticul, înțelegi? Îl pui pe ăla să-și imagineze cum a înnecat piticul, s-a lovit la cap, ce-o fi făcut ăla, numai mânjea, numai sânge. S-a înnecat într-un ibric piticul și vai, vai, ce păcat. Deci da. Ca să nu mai zicem tica, 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 m-a bătut, mămica, bunica, ce-l vreți voi? Și numai că m-a bătut, dar m-am dus la școală cu tica, tica goală, înțelegeți? Deci numai că te bate, dar te mai ține și flământ. Din puțul gândirii. După aia am început să mă gândesc la povești. Povești, da? În ordinea numărul de pe tricou, cu ce vreți să începem? Cenușăreasa, poate voi nu știți, dar în variantele mai vechi, dintre care se prind încă niște traduceri și în România sau în română, Lucenușăreasa asta, surorile vin și mai tai câte un dești, înțelegeți? Ca să fii sigur că nu-i încap nici ei picioarele sau că nu-ți recunosc cu picioarele cele în pantofi. La un moment dat iau o lamă și mai tai din călcâi. Înțelegeți? Aia umblă ca disperată, plină de sânge și lasă mânjală în toată casa. După care, în sfârșit, ajunge cine ajunge, că s-a ajuns și cenușăreasa. Și ce face cenușăreasa? Știți păsările alea pe care le vedeți în filmul desene animate, care vin și cântă și așa, se așează pe degete la ei și din asta... Alea? Sing sweet nightingale, sing sweet nightingale. Alea? Le trimite să le scoată ochii la surorile vitrigii, înțelegeți? Că și ce oferea să plec de mânjeală, să nu vă gândesc că e foarte așa. Deci, grav. Înțelegeți? Se lase cu mânjeală. La cei trei purceliuși nici nu mai bag, toată lumea moare și ăla stă și uite pe geam cum îi moare primul frate, îi moare al doilea frate, vine lup, deci jalnic. Nu ne mai băgăm. Frumoasa din pădurea adormită, una dintre preferatele mele, la blană, de când eram copil, mi-a plăcut foarte tare. În primul rând, intră lui aia așchea în unghii și moare, practic, intră comă, de la o așchi, înțelegeți? Ceea ce este foarte grav când ești copil și treci la țară, sau te duci vara la țară, că te gândești, da, am dat-o pe cântat, nu vezi cum? Este foarte grav, cu tetanos, cu din astea. Intră așchia, bang, aia capitulează, este la orizontală, ce se întâmplă? Vine unul, călare pe cal, o violează puțin, că consimțământul nu mai, ci te urci pe aia moartă, coaptă, n-a nicio treabă. O las pe asta însărcinată, fiți atenți, că voi nu vă gândiți la treburile astea, dar vă zic eu. O las pe ea însărcinată, da, ea asta aborțoază. Fără să știi, naște prin somn.
Nu știu ce se întâmplă cu ochii aceia, copiii ploii, cresc lupii prin pădure. Că ea încă este adormită, ăla se duce și vede viața lui, se însoară cu alta, are altă regină, alte din astea, pe care o violează cu consimțământ. Așa. Și la un moment dat, ea se întoarce, nu știu, se ceartă cu nevastă, să-l da așa afară din casă că a pierdut la loto, nu știu care treaba, la păcărele. Se întoarce asta la frumoasa, de la febră fac așa, nu, așa fac tot timpul. Cred că fac febră că așa, nu invers. Băi, deci eu nu inventez, citiți variantele originale, așa sunt cum vă zic eu. Se întoarce asta la frumoasa din pădurea adormă. Da, exact. Frumoasa din pădurea adormită, altă preferată și mica sirenă, nebunesc. Aia îl primește înapoi, că de aia se cheamă că este basmul scris de un bărbat. Ca aia, da, victimă Stockholm direct, așa, cu sindrome. Bun, îl primește aia înapoi. Se însoară. Moment în care regina din partea cealaltă se trezește și aia, na, fraieric, nu, stai o leacă, că divorțul nu s-a terminat. Vine aia și încearcă să le dea foc la toți. Înțelegeți? Încearcă să dea foc la toți, nu merge, în schimb îi dă regele, adică bărbatul practic, focul aia, deci parcă suntem la știință la ora 5, vă jur. Îi dă lui aia foc în timpul nunții și aia moare acolo din față cu nuntași. Deci da. Deci asta a fost frumoasa din pădurea adormită, cu violență, cu dat de foc și cu violuri, fără cu... Da, direct. Bun. Altul foarte romantic, prințul Broscoi, ăla unde trebuie prințesa să-l pupi pe prinț și ăla să-l găsește, nu știu ce, se preface înapoi în prințul foarte frumos. Numai că în varianta originală nu era cu pupatul, era cu trebuia aia să-l calce pe Broscoi ca să renască el într-un prinț. În alte variante trebuie să-i tai capul, foarte romantic. Imaginează așa cu o prințesă, merge la o margine de baltă și lasă numai broaștele bărțate în urma ei, ca să-și găsească pe prinț, înțelegeți? Măcel! Da. Alta foarte frumoasă, alta foarte clasică, e Scurța Roșii, care practic cred că asta a fost inventată de un călugăr. Pentru că, practic, mesajul este sexul ucide. Fără nicio treabă. Aleu, povestea porcului. Altă belea. Sau o săptămână la vascul sau la mine în cap. Că e același lucru. Să nu le luăm din vasul lui, vă rog frumos. Că e la mine acasă, practic. În curtea de spate. Așa. Scufița Roșie e aia cu sexul egal moartea. Pentru că, în primele formule, e bine. Că lupul, că dacă ai luat-o pe calea greșită și ai ieșit de picărare, știți voi, așa, trebuie neapărat sport roșu, cu scufița, cu din astea, lupul flămând, ăla vine, o hăpăie, nu o hăpăie pe bunicsa, întâi o taie, feliuțe așa, e peste tot numai mânjeală când vine și nu o mănâncă. Și lupul ăsta este, face porno, nu știu vrea să fac, porno de lupi, că cred că așa arată porno la lupi. Numai mânjeală, numai sânge, numai feliuții, așa, ca la salam. Vine asta. Și în varianta originală se dezbracă goală pușcă. Își pune hainele așa frumos deoparte și se dedă lupului, care ăla o măcelărește și pe ea și după aia le mănâncă pe amândouă. Deci, destrăbălare. Înțelegeți? Da. Asta e cu Scufița Roșii, bineînțeles. Dar cred că era făcută să le zică la ăștia, nu vă puteți. Înțelegeți? Clar. Deci pentru asta este făcută Scufița Roșii, ca să sperie toată lumea să rămână virgină până la moarte, că v-am povestit eu care treaba cu virginitatea, dar ar boala în ea de virginitate, ne-am cazilele. Așa, și nu mai vorbesc de altele frumoase, ea ca povestea porcului, cu belituri, cu canibalisme, cu dinastea, cu viserele, cu așa, mica sirenă, bineînțeles, cu sacrificiu, după ce-i face lui acela toate chestiile ăla. Da, așa zice, destrăbălază, ia să facem cum amării. De-aia nu-i bine să crezi în Disney. Ce vă zice Disney, nu credeți în ei? Ursul păcăre de vulpi și că și aia numai la căpătuit este ieșită și îl păcărești pe fraierică. Și au luat ce ploaie vine la Cluj, nu știu ce înseamnă asta, dar sunt funny. Asta...
Deci asta este cu Vesli Copilărie și preferata mea, ca să vă zicem cu toții în cor. Aici mi-am luat niște notiții ca să o țin minte și să vă zic așa cum ne-a fost servită. Capra cu trei iezi. Aia, în primul rând, este mamă singură, da? Nu-i familie tradițională, că a plecat țapul, s-a dus în altă parte. A plecat țapul la mama lui. Asta! Știți cu toții povestea! Așa, se primul semn de paranoia la poporul românesc. Dar vorbă veche, păreți-i urechi și ferește-le uși. Paranoia, păi vedeți, un dușman de lup și apoi știți care, chiar cu mătru caprei. Deci fiți atenți, e dăm familie, cu mătru caprei vine, așa, care de mult pândea vreme cu prilej să papieză-i, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei. Cuvânt cu cuvânt, direct cum ne-a servit-o, da? Mă rog, ăla cântă, e dumai mititel, nu-l crede și îi spune lui frasul mai mare, m-a apucat mența la. Îți dai gripul deja de cap. Bădic, bădic, zice iarăși cel mic, ascultați-mă și pe mine. Apoi da, nu spui eu ghine, zice cel mare. Ia de atunci rău în lume de când a ajuns coada să fie cap. Cu alte cuvinte, eu sunt șef și dacă șef, ce zic eu, aia e. Bineînțeles că se bagă ăștia în belele pentru că lucru, sedenț, întreprinzător, se duce la fierar. Altă chestie horror. Se duce la fierar să-i ascultă la limba și dinții. Înțelegeți? Când am recitit, aveam în imagine chestia aia cu... Când vezi pe VH1 pe aia cu grills. Știi că e vorbea și a pus diamante în dantură? Cam așa ceva. Anyway, își ascultă limba, dinții, se pare că asta înseamnă că îi se ascultă. Și vocea intră până la urmă ăsta în casă, îl mănâncă pe primul, după aia strănută, al doilea zice, să știi de bine, nănașule, că e nanul ăsta, deci de aia cu metri, că este nanul de botez. Îl mănâncă și pe al doilea, ăla mititelul așa, după care, fiți atenți, nenorocitul ce faci, așa zice le două capete cu dinții rânjuți în firești, de ți se părea că râdeau. Pe urmă ungi toți păreții cu sânge ca să facă și mai mult în șiuda caprii și apoi iesă șușcată din drum. Ia ca na, înjeală, da? Deci noi asta citeam fraților când eram tăi. Cum stau iarăși jumbați la fereastră, imaginați-vă. Mă rog, următoarea poveștii o cunoașteți, i-a tăiat la cealaltă burta să răzbună capra, că și mama asta nu-i dus doar la biserică, toată lumea fericită la sfârșit, ăla cu burta crăpată și cu așa plin de sarmale. Întâi plin de sarmale și după aia burta crăpată. Corect. Morala este pentru mine foarte clară. Aveți grijă cu cine vă încumetriți. Ca ceva nu știu ce să zic la care nu trăiesc, vă leu! Da, și nu este de mirare că noi suntem și paranoici și narcisiști și supărați și timorați și de toate neamurile, că ia ca cu metri îți sapă de la bază. Stai ca că sub picioare mi se face rău. Vă las că mi se face rău de-a dreptul. M-a lovit într-o aripă. În orice caz, cam asta a fost ședința de astăzi în care v-am povestit despre cum poveștile copilăriei ne-au traumatizat pe toți. Dacă nu mă credeți, gândiți-vă mai bine și rest ce-s povestea. Bătrân și băbon, lavă, rău, îl dai cap. Dacă v-au plăcut buvonii, mai veni și mâine seară. Dați cu like-ul, dați cu subscribe-ul când nu vă doare. Mai spuneți și la alții și să spunem cu toții în cor. Binele învinge, coafura durează, mamă cât de găurea am. Ce problemă, mergi la gonoi? Sau mă duc să-l cos, dacă am... Nu mai știu. Crivări, vampa! Binele învinge, coafura durează mai mult la voi de data asta. Și gata povestea. Vinerea pe viu, m-am țăgărit. Caraba! Ia zinem. Yeah,